Seara trecută, în municipiul Drobeta-Turnu-Severin, a fost mare scandal între doi prieteni de pahar. Aceștia și-au aruncat vorbe grele, iar bărbatul, în vârstă de 33 de ani, a fost înjunghiat, fiind transportat de urgență la spital. Incidentul a avut loc în incinta unui bar situat pe bulevardul Tudor Vladimirescu. Un conflict spontan izbucnit marți seara între doi prieteni de pahar l-a trimis pe unul dintre ei direct la spital. După ce au consumat împreună alcool, s-au certat și apoi unul dintre ei a scos un cuțit cu care l-a înjunghiat pe celălalt. La fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul Biroului Ordine Publică și Biroului de Investigații Criminale, care în urma cercetărilor efectuate au stabilit că pe fondul unor neînțelegeri între bărbatul de 33 de ani și altul de 26 de ani a izbucnit un conflict, în urma căruia bărbatul de 26 de ani l-ar fi lovit cu un obiect ascuțit pe bărbatul de 33 de ani în zona abdomenului. Bărbatul de 33 de ani a fost transportat de un echipaj medical la o unitate medicală pentru acordarea de îngrijiri de specialitate. Drobeta a fost solicitat să intervină pentru acordarea primului ajutor unei persoane de 33 de ani. La sosirea echipajului s-a constatat că victima prezenta o plagă înțepată la nivelul abdomenului. A fost predată conștientă și cooperantă către UPU Drobeta. Seara trecută, un echipaj de paramedici din cadrul detașamentului de pompieri Drobeta-Turnu-Severin a intervenit cu o ambulanță SMURT pentru acordarea îngrijirilor medicale unei persoane care prezenta o plagă prin înțepare la nivelul abdomenului. Paramedicii SMURT i-au acordat primul ajutor bărbatului în vârstă de 33 de ani, ulterior acesta fiind transportat în stare de conștiență și cooperant la unitatea de primiri urgențe din Drobeta-Turnu-Severin. Bărbatul de 33 de ani a fost transportat de un echipaj medical la unitatea medicală pentru acordarea de îngrijiri de specialitate. În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe, urmând ca la finalizarea acestora să se propună măsurile corespunzătoare.